Bine v-am regăsit, Queridos! Bine v-am regăsit, domnii mei dragi și simpatici, cei mai simpatici domni din galaxie! Bine te-am regăsit, Carmen! Bine te-am regăsit, Carmen! V-ați asortat astea, v-ați colorat, da. Am venit eu, ca la priveghi, nu m-ați anunțat și pe mine! Ciocănarul iau! Ciocănarul ei! Dovadă că am fost acolo! Da, ai marcat teritoriul! Și asta e sigla veche, acum 100 de ani! Da, domnul Adi, felicitări, ți-a ieșit biletul. Curajos. Etapa trecută, să știi că a trecut pe plus, dar o să vorbim despre asta la... În minutul 90. Fără emoții. Dar nu contează. Păi și mie de ce nu mi-a ieșit? Cum să te curețe Monța? Da, nu. Hai, Monța, Monța a curățat tot. Da, a curățat. Tot, tot, a curățat bine Monța. Deci, nici Berlusconi n-a pariat pe Monța. Da, spune. De no. Ești Berlusconi, am sunat băieții cu seara, de ce pariem? Păi eu vecină. Da, da. Deci eu în locul lui care nu mai vine la emisiunea. Cum se bată Monța? S-a luat în calcul. Hai că facem o pauză acum de la Monța și de la toate astea. Vorbim despre, o să vorbim despre naționale, că avem Nations League. Îi dăm drumul, o să avem și challenge cota 2, toate cu care v-ați obișnuit, dar până atunci hai să vă arăt eu un pic o strategie, una dintre strategiile destul de profitabile pe care le puteți folosi pe goluri. Și pentru asta o să dau, ca de obicei, drumul la ecran. Ia uitați ce avem noi aici, meciul dintre Olanda și Belgia, o să discutăm și despre acest meci în cadrul rubricii Top Recomandări. M-am dus direct pe piața de peste sub 2,5 goluri. Acesta este un exemplu bun pentru ceea ce vreau eu să vă zic. Sunt meciuri, v-am arătat și cum funcționează acel mic soft pe care îl folosesc eu, Soccer Scanner, acum două episoade, puteți să căutați și să vedeți acolo cum vă puteți crea niște filtre. Acesta este genul de meci în care ne așteptăm de obicei la goluri. Corect? Corect. Bun. Există multe alte meciuri de genul acesta în care ne așteptăm la goluri, dar în prima repriză se ratează. Nu intră mingea în poartă și se termină prima repriză cu 0-0. Ei, aici este un moment foarte bun în care noi putem intra, ne uităm și pe statistici dacă nu putem urmări meciul live. Dacă avem, nu știu, minim 6 șuturi pe poartă, minim 5 cornere, ca și exemplu, da? Ceva care să vă arate că s-a jucat într-un ritm bun, doar că n-a intrat mingea în poartă. Putem intra, vedeți că aceste cote primeci sunt undeva la 1,80 pentru peste 2,5 goluri în momentul de față, da? Pentru sub avem 2,26 pe contra, cea mai bună cotă în acest moment, dar probabil o să se regleze, o să ajungă undeva pe la 2,20. Dacă este 0-0 la pauză, cota pe sub 2,5 goluri, automat o să scadă și părerea mea este că o să ajungă undeva chiar sub 1,30, da? Iar cea pe peste o să crească. Noi putem intra atunci în trade cu pariul de tip contra pe 1,30, doar ca și exemplu. Nu știu dacă aceasta este... chiar valoarea poate fi și 1,25, da? Sau poate chiar mai jos. Și dacă dăm 1000 de lei, tot ca și exemplu, noi riscăm 250 de lei. Știți foarte bine, acesta este riscul nostru efectiv. 1000 de lei este profitul pe care putem să-l facem. Și dacă în repriza a doua se marchează destul de repede un gol, în acel moment o să crească această cotă pe sub. Da? Dacă cumva se dau două goluri până prin minutul 70, poate 75, cota asta o să fie undeva pe la 2. Și amintiți-vă că există un calculator de trading pe cota2.ro, aici, unde puteți să vă faceți scenariile. Nu contează dacă se dau 3 sau nu, dar noi putem simula acest scenariu, 1,25 cota pariului contra cu care am intrat, miza 1000 de lei, tot ca și exemplu, voi puteți folosi 100, 300, 3000, nu știu. Și cota o punem tot ca și exemplu că ajunge la 2. Dacă s-au marcat două goluri până prin minutul 75, mai e un sfert de oră cam pe acolo, e cota 2 să se mai dea un gol. Și atunci
Ia uitați-vă, calculăm și vedem că avem un profit egalizat de 350 de lei, adică mai mult de 100% decât am riscat noi. Da? Și aceasta poate fi o strategie foarte, foarte profitabilă, mai ales că o puteți aplica pe mai multe meciuri folosind acel soccer scanner despre care v-am zis eu, că vă poate trimite alerte pe Telegram în cazul în care un meci de la care avem așteptări de goluri prim-meci se termină 0-0 în pauză, dar au fost ocazii. Da? Ei, atunci este momentul în care putem profita. Au fost foarte multe exemple de astfel de meciuri în care nu se înscria în prima repriză și după aceea începea să plouă cu goluri. Cam atât. Cam atât. Eu zic că e destul de simplu. O să vă explic data viitoare și cum aplic eu anumite strategii pe sub la goluri. Da? Pentru că aici avem nevoie de goluri. O să vă explic și o strategie în care ne așteptăm la goluri puține și cum putem face profitul egalizat indiferent de rezultat. Deci rețineți aici, nu avem neapărat nevoie de 3 goluri în meci ca să câștigăm. Avem nevoie să se înscrie după pauză un gol rapid sau poate chiar 2 în cele 30 de minute, da? Că se poate întâmpla chestia asta, mai ales în repriza a doua, când se mai deschid echipele. Bun, am zis că vorbim și despre meciul ăsta, dar eu zic să începem cu cel mai tare meci. Meciul care ne interesează pe noi, așa, ca și suporteri, sau Finlanda-România, mai ales că pe acest meci o să avem și un pariu gratuit valabil pentru toți clienții pe Betfair Sportsbook pentru pariurile combinate din minim 2 evenimente. Deci, nu uitați, eu o să vă las linkul în descriere și în comentarii. Intrați acolo, dați click pe link, apăsați pe revendică oferta și după aceea vă duceți și vă creați un pariu din minim 2 evenimente. Puteți spune și 10, ați văzut cum faci. Dacă e moca, moca să fie. Hai să vedem și ce pariem pe meciul ăsta. Eu am niște statistici aici, știu ce o să pariez, dar hai să vă aud și pe voi ce părere aveți. Luăm și noi, dau și ei. Luăm și noi, dau și ei. Da. Mai sunt 2 etape, se vor duce repede în câteva zile. Jucăm în Finlanda, singurul adversar pe care l-am învins în această grupă, B3. Pare că ar fi grupe sanguine, grupele astea. A2, B3, C1. Da. Așa. O grupă unde Bosnia este lider cu 8 puncte, Muntenegru 7 puncte. Interesantă și partida dintre cele două directe. Această partidă directă. N-am pierdut niciodată în fața Finlandei. Am vorbit noi și înainte de partida tur. 3 rezultate de egalitate, 9 victorii în România, inclusiv cea din din Giulești din iunie, 1-0, singura pe anul ăsta. Nici Finlanda nu stă foarte bine, o singură victorie în acest an, 2-0 cu Muntenegru acasă. Uitam așa pe lotul lor, finlandezii, care n-au jucat deloc rău la București. Au jucători destul de, cum să zic, care vin din campionate reprezentative din Europa. Eu zic că stau mai bine decât noi în acest moment. Joacă și acasă, iarăși o selecție foarte criticată în ultimele zile. Nu știu ce va fi. Vom vedea. Chiar nu se pune nimic pe meciul acesta. Sau poate pun un pariu așa patriotic. Doi solist. Doi solist patriotic. Păi, da, dar la pariuri nu punem cu sufletul, punem și noi cu mintea. Cel puțin asta recomand eu de fiecare dată. Da, Carmen Gege, de ce? De ce nu? Că e cotă bună, cred. Cotă bună. 61% a fost posesia Finlandei în meciul cu România din Giulești, disputat pe 11 iunie. 5 goluri a marcat Finlanda în grupa de Nations League. România a înscris un singur gol. Nicușor, Bancu. Da. Tricolorii stau mai prost și la capitolul defensiv. Au încasat 6 goluri față de 5 ale finlandezilor. Mă uitam că întreg lotul României convocat pentru meciul cu Finlanda Valorează. A marcat doar 14 goluri sub tricolor. Deci tot lotul are 14 goluri, tot lotul actual. Dacă vin Boloca și... Dar uite că fotbaliștii finlandezi prezenți la această acțiune au un total 69 de goluri. Păi nu mai pui chiar jumătate. Da. Burcă suspendat, Vladiatorul accidentat. În ultimele 6 deplasări, România a reușit să învingă doar reprezentativa din Liechtenstein, 2-0. Așa e. Iar cei 3 portari convocați de Edi Iordănescu au un total 0 apariții. O să aibă 2 sau 1. Da. Eu nu-ți rad.
Bun. Să știți că recomandarea mea este un pariu combinat pe care îl puteți juca în Betfair Sportsbook și în care am încredere. La cotă finală 2.07 pe 1x și sub 2.5 goluri marcate în meci. Așa îl văd. 1-0, 2-0, 1-1 sau 0-0. Patru scoruri care ne ajută. Astea sunt. Gata. Mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. La finala de la Euro. Finala de la Euro. Italia cu Anglia. Da, mergem deja pe niște partide în care vom analiza echipe calificate la campionatul mondial, mai puțin Italia. La care Italia în acest moment este cel mai bun sparring partner, având în vedere că nu va participa la mondial. Da, păi cumva, cumva această fereastră de Nations League e... Pentru cele mai multe sunt ultimele partide înainte de campionatul mondial. Mai ales că, tot vorbind de Anglia, în Anglia este dezastru, s-au amânat câteva partide, toți sunt disperați că nu mai sunt date libere pentru... Așa restanțele e. Care s-au adunat și cu regina Elisabeta a doua mai ales, da? Oricum programul ia unul încărcat. 0-0 în ultima partidă disputată în iunie la pe terenul celor din Anglia, cred că la Wolverhampton s-a disputat această partidă. Este al doilea 0-0, mă uitam în istoricul confruntărilor directe, 8 victorii Italia, 12 Anglia și 9 rezultate de egalitate, inclusiv finala de la Euro de anul trecut din 11 iulie. Da, a fost un meci destul de anost, 4-3 la șuturi pe poartă, da, 2-2 la corne. O grupă dementă asta, grupa 3, Ungaria lider, Germania, Italia și Anglia. Este incredibil, dacă ar fi spus cineva la început, ai fi spus că e nebun. Mă uitam și pe grupa Angliei, care încă mai poate au și ceva probleme de efectiv. Sunt convins că vor avea grijă să nu se accidenteze, să nu apară alte complicații. Mă uitam pe grupa lor de la Mondial, Iran, Statele Unite și Țara Galilor. Grupă ușoară, la prima vedere. Acum, ce va fi? Italia, știam prin gazeta de Eurosport, problema lor era cum joacă Mancini. 3-5-2 sau 4-3-3. Vizează finala. Da, finala Cupei Mondiale. Vieții de italieni care stau acasă de două mondiale. Da. Foarte nasol moment. Anglia, ultimul loc, să nu uităm. Două puncte doar. Da. Și doar un gol marcat. Da, incredibil. Ultimele patru meciuri directe dintre Italia și Anglia s-au încheiat la egalitate. În timpul regulamentar vorbim, da? Ambele câte două remize în primele patru meciuri din grupă. Să știți că recomandarea mea trec direct. Îmi cer scuze dacă aveai ceva de adăugat și nu... Povești, în 1936-39. Da. Recomandarea mea este un pariu de tip pro pe egalitate la final de partidă. Cotă de 3.25, o luăm și noi ca bărbații. Și vă reamintesc faptul că puteți face trading. Luăm pariul de tip pro acum la 3.25 prin meci. Dacă prin minutul 80 e 0-0, cum am făcut și data trecută cu Napoli și Milan, ieșim frumos din trade, am împărțit profitul pe toate cele trei evenimente disponibile în piața de rezultat final și la revedere, nu ne mai doare capul dacă se dă vreun gol după acest moment. Teoretic ar trebui să, dacă prin minutul 80 este egal, ciupim cota la cel puțin 2.50 pe profit. Da, e bine. Hai să vedem la Spania cu Elveția ce se întâmplă. Mergem în altă grupă sanguină, a 2. Dar Spania e o echipă serioasă care a profitat de această Liga Națională, spre deosebire de Italia și Anglia, pentru că sunt multe echipe care n-au dat prea multă importanță acestei competiții. Ca și România. Da, da, exact. La acest capitol intrăm în lumea bună. Spania 8 puncte, Portugalia 7 puncte. Ce meci va fi în ultima etapă? Meci direct Portugalia-Spania. Se va juca la Braga, pe cel mai frumos stadion din lume. Munte. Da, da. Și aseară, când mă pregăteam, m-am uitat iarăși la fotografia inițială, cum au săpat acolo în stâncă. A costat 80 de milioane, 83 de milioane de euro la vremea respectivă, 2003 la finalizat. Bun, Cehia și Elveția. Deci Elveția pe ultimul loc. Are o singură victorie în fața Spaniei în toată istoria confruntărilor directe la Durban, la campionatul mondial, 16 iunie 2010. Howard Webb a arbitrat acel meci. Mm. Da, au trecut așa. Ultimele 6 meciuri, de 3-1 la 0 și de 3-1 la 1. Există un 6-3, dar prin 1951 un amical câștigat de Spania. Spania, care la mondiale va face parte din grupă cu Costa Rica, Germania și Japonia. Nu scapă de Germania nici acolo, Spania. Grupă interesantă. Din ce Elveția face parte dintr-o grupă iarăși destul de dificilă, cu Brazilia, Serbia și Camerun. Da, e grea. E dificilă. Grea, da. S-au descurcat. Da.
Trebuie amestecate, mă uitam la grupe, sunt echipe europene care oricum se întâlnesc. Te duci la mondiale, se întâlnesc în fața grupelor, nu cadă bine. Ce zice domnul Cătălin de meciul ăsta? Păi ce să zic, uite, Elveția nu a marcat mai mult de un gol în niciuna din ultimele patru deplasări. Păi și ultimele meciuri dintre zgârciți. Cele două au fost doar 1-0, 1-1. Și la cel din tur 1-0, chiar a fost urât așa, elvețienii un singur șut pe poartă, Spania doar 3. Sarabia marcat. Da, 68,3% e posesia Spaniei în actuala ediție de Liga Națiunilor, cea mai ridicată dintre toate echipele participante. Da, da, ei sunt cunoscuți pentru aspectul ăsta. Spaniolii au plimbat mingea în gol, practic, și au creat doar 39 de ocazii, o medie de sub 10 oportunități per partidă. Elveția stă și mai rău, doar 30 de ocazii de gol și 11 șuturi expediate pe poartă în ultimele 4 partide. Recomandarea mea, să știți că este un pariu de tip contra de data aceasta pe selecția de peste 2,5 goluri în meci, la o cotă de 2,05 în exchange. Pariul de tip contra, știți foarte bine că înseamnă ca acea selecție să nu se întâmple ca să câștigăm. Este echivalentul pariului de tip pro pe sub 2,5 goluri. Este foarte simplu să folosiți pariurile la bursă. Ați văzut cum a anunțat, mi-am amintit acum, lui Senrique tura asta, lotul pentru Liga Națiunilor, pedalând. Deci a dus în drumeție, a luat-o frumos, pe bicicletă, da, GoPro, om și în față, profi, și a pedalat până a zis tot lotul și a explicat. Da. Poznaș. Mai face din astea, are tot felul de... Să caze în nască, nu mai convocat. Și păgărule. Ansufati, probabil. Ansufati. Da, da, da. Are din puștiu. Da, hai să mergem la Danemarca-Franța. Danemarca-Franța, care se vor întâlni și la mondial. Da. În grupa da. D, din care mai fac parte Australia și Tunisia. Sunt favorite la faza următoare. Se califică două din fiecare grupă asta ca să... Facem o avanpremieră la Cupa Mondială. Lasă, Danemarca. O să avem o grămadă de emisiuni la Mondial, o să vorbim da. Și înainte. Și atunci e altfel, atunci va fi, o să fie, nu e Cupa Liga Națiunilor, da. Atunci va fi implicare totală, vedem cum stau băieții cu căldura pe acolo. Da. Danemarca, lider în această grupă, A1 cu 9 puncte, Franța 2 puncte, ultima clasată. Ăsta e meci din ultima etapă, să nu uităm că până la această ultimă etapă ele vor mai juca, Franța cu... Austria acasă, Croația cu Danemarca. Danemarca încercând să-și ia revanșa după singura înfrângere acasă cu Croația. În tur, în Franța a fost 1-2, un pic șocant la momentul respectiv, mai ales când Benzema deschisese scorul minutul 51, a marcat Cornelius. Da, totul cel care s-a întors acasă vara asta, da. Danemarca surprinsă, e o echipă serioasă. Franța ultimul loc, la fel ca și Anglia. Ca în casa gol în fiecare meci. Da. Unul, parcă, într-unul n-a luat. Cred că a luat gol în 5 din ultimele 6 meciuri. Sau... Ceva rău. Se pregătesc ceva pentru rău. Mondial, au și probleme de efectiv și multe noutăți. Dar să știi că, uite, în primele 4 meciuri din grupă, Franța a avut 58 de ocazii de gol și 23 de șuturi pe poartă. Băi, n-a făcut, dar i-a dat clar domnul Cătălin. La un moment dat o să intre. Să sparge buboiul. Da. Da, 18 ocazii în meciul tur din iunie, pe care l-a pierdut cu 2-1. Ai văzut cum. Da, nici Danemarca nu stă rău la capitolul ăsta. 35 de ocazii și 18 șuturi pe poartă în 4 meciuri. 104 goluri au înscris pentru națională fotbaliștii danezi convocați pentru meciul cu Franța. Despre ce vorbim? Domnul Mbappé, 10 goluri în ultimele 9 meciuri la PSG în acest sezon. Asta e on fire. Și mă uitam că cei 3 oameni de gol din atacul Franței au în total 117 goluri. Giroud 48, Griezmann 42, cât avea tot rutul României? Mbappé 27, 14. Da. Bun. Recomandarea mea, să știți că este un pariu de tip pro pe selecția. Ambele marchează la o cotă de minim 2 și 10 în exchange. Chiar dacă nu este 2 și 10, e 2,06. Acum puteți să vă setați singur valoarea în exchange. V-am arătat de atâtea ori cum. Și atunci când ajunge la 2 și 10, se tranzacționează pariul. A fost verde și în partida tur. De ce n-ar fi verde și acum această selecție? Cota este bună. Și terminăm cu Olanda-Belgia. Două dintre cele mai spectaculoase echipe. Da. Olanda și Belgia, care sunt în fruntea grupei a patra. Olanda 10 puncte, Belgia 7, Polonia 4 și Țara Galilor 1 punct.
Olanda are un egal 2-2 cu Polonia, acea nebunie de meci, conduci cu 0-2, au revenit și au arătat și penalti prin minutul 93, Depay. Tot meci din ultima etapă, în penultima etapă, Belgia joacă acasă cu Codașa Țaragariul, în timp ce Olanda se va duce în Polonia. Da, ambele calificate la Mondial, mă uitam ca grupe ușoare, probabil că se gândesc deja la faza următoare. Olanda cu Senegal, Ecuador, Qatar. Aici e o problemă. Mm. Dacă vor face ce a făcut Corea de Sud, Corea de Sud atunci la Mondialul lor în 2002 și de cealaltă parte, Belgia alături de Canada, Maroc și Croația. Grupă frumoasă. O câștigă. Mergem pe goluri. Pe goluri, da? Eu. Surpriză, meci pe goluri. Da. Că nu se marchează, mult să spun. Da, Olanda a câștigat meciul tur 4-1, au fost ce atunci fost? 14 șuturi pe poartă în meciul ăla. 4,3 este media golurilor în meciurile Olandei din grupa de Liga Națiunilor. Toate cele 4 partide au fost de over 2,5. În cazul Belgiei, media este foarte bună și aici 3,8 pe partidă. Dintre formațiile prezente în prima ligă valorică, Olanda și-a creat cele mai multe ocazii de gol, 63. Belgia e pe locul 4 în această ierarhie cu 53. Olanda a dat cel puțin un gol în 13 meciuri consecutive. Păi, mi se pare normal. Și n-are atacul Franței, da. Că tot am vorbit de Franța. 2 este locul ocupat de Belgia în ierarhia coeficienților FIFA, iar Olanda e pe 8. Păi, frumos, na. Belgia neînvinsă în ultimele 4 deplasări. Da, da, uite, ultimele 4 directe dintre Olanda și Belgia au fost GG-uri. Nu, 4 ultimele. Da, ați văzut, v-am arătat în clipul de mai devreme, 1.80 este cota pe over 2.5. Mi se pare suspect de mare, chiar nu înțeleg, o așteptam undeva pe la poate 1.50. Dar recomandarea mea, să știți că este un pariu de tip pro, pe linia de peste 3 goluri marcate în acest meci în regim asiatic. Ar trebui să fie cotă finală undeva pe la 2.10 în exchange. În acest moment nu era deschisă piața, dar pe acolo va fi dacă e 1.80 la over 2.5. Eu vreau să plusez un pic și merg la peste 3 asiatic. Știți foarte bine că dacă se dau fix 3 goluri în meci, primim banii înapoi. Avem nevoie de minim 4 ca să câștigăm acest pariu. Cred că la fel am pariat și când au jucat ele meciul tur, când am avut emisiune. Și na, am câștigat fără emoții. Dragilor, nu uitați de concurs! Luați fiecare dintre meciurile despre care am discutat și lăsați pronosticurile voastre de tip 1, X sau 2. Sunt 3 premii puse la bătaie. De câte 300 de lei Freebet în contul vostru Betfair. Cei care vor avea cele mai multe răspunsuri corecte, minim 4 din 5, vor primi aceste premii. Dacă sunt mai mult de 3, tragem la sorți. Data trecută, să știți că am avut 2 oameni foarte inspirați care au indicat corect 5 din 5. Oameni. Și unul dintre ei este la al doilea episod la rând când câștigă. Tot cu 5 din 5. Mai zic ceva. Îl chemăm în emisiune. Follow. Îl chemăm în emisiune. E de viitor. Da. Hai să trecem la challenge, cota 2. Am câștigat biletul din episodul trecut, dar ne-am împiedicat duminică de niște surprize, astfel că luăm de la capăt seria cu pariul 1, pe care mizăm o sutică, da? Separat, v-am zis că eu mizez 500 de lei pe fiecare pariu, iar de la o sutică încerc prin 10 pariuri consecutive să ajung la 1 miliard. Până acum avem, cam batem pasul pe loc, așa, 41 câștigate și 40 pierdute. Da, joc solist Stevenage cu Harrogate Town, echipă aflată în degringoladă totală, cu un singur punct cules în ultimele 5 partide. Are niște jucători accidentați. Da, meciul este în Anglia League 2, cotă 1.55. Și mai joc solist Columbia în amicalul cu Guatemala, cotă 1.30. Meciul se joacă la New Jersey, ca să știți de la mine. Da? Cotă finală 2-0-1, regulamentar. Ar trebui să încasăm fără emoții. Și hai să vedem acum biletul etapei. Bilanțul, să știți că este următorul. Carmen a ajuns pe minus 105 lei, pentru că s-a ars pe mâna lui Iuve. Adi a ajuns în zona verde, este pe plus cu 2 lei.
Iar eu sunt tot pe plus cu 202 lei. Deci am 200 în fața ta, să știi. Carmen are de recuperat un pic. Carmen a mizat pe minim 3 goluri înscrise în partida din China, dintre Shenzhen și Shandong Luneng, cotă 1.72, și pe victoria lui Eibar în casă cu Racing Santander, cotă 1.55. Așadar, avem o cotă finală de 2.66. Mult succes, Carmen! Arată bine! Arată bine, ca de obicei. Presimt că data viitoare o să dai 3 meciuri. Păi nu joacă Juventus, e ok, copiletul da. Meu. Domnul Adi Dobre a bifat biletul de săptămâna trecută și de această dată a avut de jucat 3 meciuri. Și ce credeți? A jucat fix pe placul nostru, a folosit rețeta mea de GG-uri. Învăța și eu astfel, ceva. Da. La cotă 1.68, ambele marchează la Barnsley cu Charlton, aceeași cotă și la Plymouth cu Ipswich, ambele meciuri din Anglia League One, și la cotă 1.72 a mers pe ambele marchează la Cartagena cu Alaves. Cotă 4.85, cotă finală. Mamă, dacă ți iese biletul ăsta, domnul Adi, iese frumos și ești pe plus bine da. După aia dacă ți iese. Așa, iar biletul meu e format din două meciuri pentru că l-am dat de gard în episodul trecut. Da, da, 0 din 2. Gherle totale. Adică ori la balon la spită. Da, de data asta am mizat pe victoria lui Wrexham cu minim 2 goluri marcate în poarta lui Torquay. Meci din Anglia National League, pe acolo să-l căutați. E cotă 1.40. Și am mai mers eu pe victoria lui CSM București împotriva lui Bietigheim în Champions League, handball feminin. Da, cotă 1.53. Așadar, cotă finală 2.14 pentru mine. Sper să încasez la prima vedere și eu și Carmen pregătim câte 3 meciuri data viitoare. La Adi nu știu ce să zic, dar îmi place. A jucat frumos, cotă bună, dacă iese asta chiar îți ține în pumnii și ții dăm noi după aia. Dacă... Succes! Succes și România! Mei, succes hai, și România! România, și România 19, stămâna. România 20, 21 și cea mare. Da, dar să știi că dacă facem un 0-0-1-1, deja o să fim mulțumiți. Eu așa zic. Eu sunt femeie, nu sunt mulțumită în chat. Așa că hai România! Și haideți și voi și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție din Bursa Pariurilor.